La noapte cerul va fi mai mult senin, unele norări și averse se vor semnala izolat la începutul nopții, în zonele montane din sud-vestul țării. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 11 și 23 de grade, mai scăzute în estul Transilvaniei. În capitală, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 18-20 de grade. Mâine, vremea va fi frumoasă și călduroasă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, iar în orări temporare, averse și trecători de descărcări electrice se vor semnala după amiaza și seara, pe arii restrânse în zonele montane și doar cu totul izolat în restul teritoriului. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în sud-est și de scurtă durată în timpul ploilor. Indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși ușor pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic, local în vest și nord-vest și izolat în sud și sud-est. Temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 34 de grade. În capitală, vremea va fi frumoasă și călduroasă, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 31-32 de grade. Indicele temperatură umezeală va atinge și posibil va depăși ușor pragul critic de 80 de unități al disconfortului termic. La munte, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara, când însă doar pe arii restrânse, în special în zona Carpaților meridional și orientali, se vor semnala ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperatura aerului va crește ușor. La mare, vremea va fi în general frumoasă, cu cerul variabil, mai mult senin noaptea. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare ziua. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 30 de grade, iar cele minime între 20 și 24 de grade. Temperatura apei mării va avea valori de 25-27 de grade.